găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-a regăsit! Ziceam că nu o să mai vedem imagini cu întâmplări de la Șcheia, dar uite că... Nu, am zis că nu o să mai... Nu, continuă. Eu am zis că nu o să mai iasă lumea din Șcheia în stradă, acolo pe viitoarea șosea de centură și nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Că au trebuit să meargă la poliție, da, să dea cu subsemnatul. Da, nu știu. Eu am zis de ieri că nu o să mai iasă nimeni pentru că s-a terminat toată problema. Lumea a înțeles că degeaba iese acolo și se îmbrâncește cu polițiștii și cu mascații. Singura soluție pentru a obține mai mulți bani este să meargă în instanță. Lucrul ăsta am înțeles că s-a priceput până la urmă. Acțiunea poliției prin care au fost chemați 22 de oameni care au participat la mișcările de protest de acolo, este una de intimidare. Deci sunt două scopuri ale acestei acțiuni. Una de anihilare a lui Octavian Dărja, care a fost unul dintre cei mai activi participanți la mișcările de protest. Asta dacă trebuie să luăm în calcul. Și mișcările de protest care au fost în urmă cu o lună și ceva, două luni. Dacă nu e prima dată, că nu este prima dată. Mulțumirea cei de la Șcheia. Octavian Dărja este consilier local, a fost viceprimar la Șcheia, a avut conflict cu actualul primar PDL Vasile Andriciuc și cu niște consilieri de acolo, a pierdut postul. Cel mai probabil domnul Dărja va fi contracandidatul lui Vasile Andriciuc la primăria Șcheia. Așadar, poliția are două piste, una să-l anihileze pe domnul Dărja și să-l potolească și s-a văzut că l-a potolit pentru că domnul Dărja a făcut apel să nu mai iasă lumea în stradă și doi, să-i descurajeze pe ceilalți oameni. Domnul Dărja era singurul cetățean de acolo care are o funcție importantă, să spunem, la nivelul comunei Șcheia, cea de consilier local și semnalul pe care au vrut să-l transmită autoritățile prin brațul lor armat poliția este acela: uitați, v-am capturat căpetenia, da. Căpetenia s-a predat, predați-vă. Faceți și voi. La fel. Ioane, Marie, Vasile, gata, v-am terminat. Și domnul Dărja a bătut în retragere, a spus să nu mai iasă lumea în stradă și ceilalți 21 de oameni care au fost la poliție au fost potoliți. Când te cheamă la poliție, mulți dintre ei oameni în vârstă, fricoși, speriați. Unii dintre ei în viața lor n-au avut de-a face cu poliția și dacă te cheamă organul și te pune să scrii niște hârtie acolo, e de rău, știi? Și începi și vecinii să vorbească. Și poate te mai ia și tare, așa, gata, dar nu trebuie să ia tare, nu mai pune să scrie acolo. Și cred că li s-a atras atenția, dar oricum oamenii nu o să spună ce li s-a zis acolo. S-a închivit, doamne, că poliția... Și că a vrut să vadă dacă n-au fost jandarmi și mascați prea duri cu ei. Da. Deci acțiuni de intimidare și astăzi am convingerea și mai apăsată că la Șcheia s-a rezolvat problema, nimeni nu va mai ieși în stradă și utilajele de construcție vor lucra mașinile nestingherite și vor putea lucra în continuare la consolidarea societății capitaliste multilateral dezvoltate, modernizarea județului, e un proces de modernizare. Să rămână banii la noi, să nu meargă la absolut parte. Și să așa și pe cele mai înalte culmi de progres și de civilizație. Să ținem tot așa, da? Nu? Asta cu chestia că te cheamă la poliție, că te intimidează, asta nu, așa e în democrație, ci că așa este peste tot. Nu știm noi că așa e în democrație și în Germania și în Franța. Peste tot, așa e democrația. Noi știam că e altfel, dar acum așa e. Păi te mai sună unul. Până seara, mâine vă rog să veniți. Mă invităm frumos până la poliție. Nu, dar frumos. Dar astea tot fac parte din tehnicile. Ești din ritmul tehnicile, nu, din tehnicile de intimidare. Adică te sună organul. Cum să mă sune, mă, organul la 10 jumate seara, dar ce am... E mai ieftin. Da, dacă e mai ieftin, doar de aia. Dar ce eu m-am prins furând găina cu jumătate de oră în urmă și mă sună să mă cheme? Asta era ceva urgent. Se fac pe zi, nu, dar astea-s de intimidare, te sună seara, așa. Pe urmă te mai sună noaptea și închide telefonul, nu știi cine, auzi voci, știi, până te nebunește. Și gata, te-ai liniștit. Și te lași. Da, uite, poliția își face datoria, nu? Uite cu ce se ocupă poliția, îi cheamă pe oamenii de acolo și la Șcheia nu se întâmplă altceva, adică nu se fură din casele în construcție, nu se tâlhăresc cu oamenii, asta era cea mai importantă, dar de-aia e poliția, mă, să demonstreze că în țara asta, că țara asta nu e un sat fără câini și că trebuie respectată legea, pentru că dacă nu se respectă legea, nu putem construi capitalismul. Așa. Nu putem dezvolta țara. Așa este. Dar numai unii trebuie să o respecte. Păi, numai unii, normal. Au scutire, au învoire de la
Da, mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine.